Medicii care își desfășoară activitatea în ambulatoriul integrat al Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu au beneficiat și ei de o zi liberă. Gorjenii care au venit la policlinică au găsit lacătul pe ușă și un afiș care îi îndruma la camera de gardă sau la unitatea de primiri urgențe. Acest lucru i-a nemulțumit pe bolnavii care, pe lângă faptul că au venit de la 10 de kilometri, au cheltuit banii degeaba. Este policlinica închisă? Da. Știați? Nu știam. Aveați nevoie aici? Da. Și acum ce faceți? Întorc înapoi acasă. De unde veniți? De la Târceni. Mi se pare normal? Nu e normal. De ce e închisă? Este sărbătoare legală. Păi dar n-a anunțat la aparat, la televizor. De unde veniți? Din Târceni. Târceni de jos, vecină cu Ionești. Și acum ce faceți? Păi pierdem banii, că mașina dur trebuie plătită. Cât ați dat? Milion plătim. E distanță mare. E bine treburile astea. Înainte nu era sărbători legale toate așa, 1 mai și 23 august era sărbători legale. Aveați nevoie la policlinică? Da. Este închis? Că este plecat. M-am văzut. Vi se pare normal? Ar trebui să fie serviciu de urgență. Mergeți acolo? Nu merg, că n-am nevoie, am altă problemă. Din cauza că policlinica a fost închisă, unitatea de primiri urgențe s-a aglomerat peste măsură. Este aglomerat la unitatea de primiri urgențe? Da, este ca într-o zi obișnuită. Pentru noi nu este sărbătoare. Sunt foarte multe persoane. Da. Deci nicio diferență față de zilele precedente, foarte mulți. Medicii din policlinică își vor relua activitatea începând de mâine.